Controversatul general SRI, Dumitru Dumbrava, a fost trecut în rezervă. Decretul a fost semnat ieri de președintele Klaus Iohannis și urmează să intre în vigoare în 1 septembrie. După anunțul trecerii în rezervă a lui Dumitru Dumbrava, au apărut și primele reacții. Generalul Dumitru Dumbrava, creatorul câmpului tactic și unul dintre cei mai importanți pioni ai statului paralel, tocmai a fost trecut în rezervă. Conducerea SRI mai face un pas important pentru democratizarea serviciului. Eforturile tuturor celor care au ieșit să lupte public cu abuzurile încep să dea roade, a scris fostul ofițer SRI Daniel Dragomir. Președintele Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda, a declarat că, în opinia sa, trecerea în rezerva generalului este un lucru bun și un pas înainte. Numele lui Dumbrava a fost legat de mai multe scandaluri. În noiembrie 2017, când a fost audiat timp de 8 ore de Comisia de Control a SRI, a negat că s-ar fi implicat personal în rezolvarea unor dosare penale. La vremea respectivă s-a vehiculat că ar fi cerut fostei șefe a DICOT, Alina Bica, să dea o anumită soluție într-un dosar. În 2015 a strânit diverse controverse după ce a vorbit despre sistemul judiciar ca despre un câmp tactic. Acesta a declarat atunci că Serviciul Român de Informații urmărește unele dosare până la soluționarea lor definitivă. În luna ianuarie, președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu spunea că, alături de Florian Coldea și George Maior, generalul SRI Dumitru Dumbrava era unul dintre capii sistemului paralel de putere. Generalul Dumbrava a absolvit Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași în 1996. A fost admis în magistratură, iar ulterior a ajuns în Serviciul Român de Informații. A fost șef al Direcției Juridice a SRI, iar în 2014 a fost promovat la gradul de general de brigadă.